Apendicita este cea mai frecventă intervenție chirurgicală de urgență, atât pentru copii cât și pentru adulți, ea fiind o boală cu potențial letal în cazul în care nu este depistată la timp. Ceea ce trebuie să alarmeze pacientul este durerea. Localizată, bineînțeles, în fosa iliacă dreaptă, zicem noi, în dreapta jos, cadranul inferior drept al abdomenului. Durerea poate să debuteze în epigastru, în dreptul stomacului, după aceea se localizează, se dirigează către cadranul inferior drept al abdomenului. Durerea este principalul semn de alarmă și este cel care trebuie luat în seamă. Nu prea există apendicită acută fără durere. Are anumite caracteristici pentru noi. Noi nu așteptăm de la pacient să-și pună singur diagnostic, în niciun caz. Pacientul, alarmat de durere, trebuie să se prezinte la un medic, trebuie să se prezinte la spital. Nu există cauze care să țină neapărat de pacient, de comportamentul lui, de modul lui de viață, de alimentație. Cauza principală e obstrucția lumenului apendicular. Orificiul prin care apendicul comunică cu restul intestinului se obstruează. Nu ține neapărat de ceea ce poate sau nu să facă pacientul. Nu există un regim de viață, un regim dietetic care să împiedice apariția apendicitei acute la adult. Nici o limită nu are apendicita acută. Poate să apară la orice vârstă, iar în momentul în care apare la vârste mai înaintate, dă forme și mai grave și mai greu de diagnosticat. Tratamentul apendicitei acute este strict chirurgical. Nu există altă soluție, nu există tratament medicamentos care să împiedice actul chirurgical. Cu cât se amână mai mult intervenția chirurgicală, cu atât formele devin mai grave și răsunetul general asupra organismului este mai mare. O apendicită acută se însoțește rapid pe interesare a peritonitului, de așa zisa peritonită acută. Peritonita acută, nediagnosticată și netratată, este o tragedie. De aceea, apendicita acută rămâne urgența medico-chirurgicală care poate să pună, deși este o boală banală, niște probleme foarte, foarte mari în ceea ce privește sănătatea și chiar viața pacientului. Deși este un diagnostic de care câteodată se abuzează, rămâne o problemă foarte gravă și foarte dificilă. În experiența mea, unele dintre cele mai mari dificultăți de diagnostic le-am întâmpinat în apendicita acută.